Iată, ne reveniți, doamnelor și domnilor, în platoul emisiunii Dimineața la Tezaur și continuăm discuția cu un subiect extrem de important și sensibil, fumatul și consumul de substanțe nocive în rândul adolescenților. Și suntem onorați să o avem în calitate de expertă alături de noi pe doamna Zinaida Soroceanu, expertă în educație și comunicare rațională, care ne va împărtăși perspectivele ei valoroase privind acest subiect. Bună dimineața și bine ați revenit aici la Tezaur TV! Bună dimineața! Doamna Zinaida, cum a început acest sfârșit de săptămână pentru dumneavoastră? E foarte, foarte, foarte copios, să zicem așa, de ce? În activități, pentru că săptămâna asta chiar am avut mai multe activități, chiar și ce țin de droguri și urmează exact să ies din emisie și să merg la o școală cu subiectul ăsta. Așa cu subiectul ăsta? Da, cu subiectul ăsta. Am înțeles. Atunci să revenim la tema pe care ne-am propus să o discutăm astăzi. Studiile demonstrează că în Republica Moldova o mare parte din adolescenți se confruntă cu aceste probleme, fumatul și consumul de droguri. Care sunt totuși factorii, nu știu, psihologici, emoționali, care duc la ajungem la astfel de probleme? Foarte greu de identificat concret niște factori, pentru că pentru fiecare persoană sunt chestiuțe care se întâmplă în viața lor și, mă rog, îi face ca ei să consume, dar ceea ce trebuie noi să înțelegem acum, la moment, deci foarte mult se distribuie informația asta și e foarte în vogă să fii cumva să ai tangenți cu substanțele. Dacă noi să ne uităm chiar și conținuturile astea în care sunt în filmele în care practic toți eroi șmecher ceva consumă, muzica, cânticile care pe alocuri eu mă uit unii n-ai da, este ceva tip marihuana sau în genere. Și pe mine asta mă pune în gardă, pentru că asta într-atât devine uzual cumva, adică unul te duce peste tot, tu vezi cum se promovează toată povestea asta și e evident că dacă, de exemplu, să zicem, un cântăreț, mă rog, e cu renume și el spune despre marihuana și că trebuie numai decât să ai tangenți cu ea, e evident că tinerii o iau drept îndemn și încep să consume mult mai des. Dacă vorbim concret de gradul ăsta de toleranță, dacă înainte cumva pentru un copil, ca să înceapă să consume anumite lucruri, deci el trebuia neapărat într-o gașcă să nimerească cu tendințe din astea. Deci acum, dacă noi să luăm chiar și aceleași vapuri care copiii le fumează, deci asta pur și simplu e catastrofă. Deci chiar s-au publicat recent niște studii și în genere niște statistici la noi în Republica Moldova, deci foarte mult tineri fumează și foarte timpuriu încep să fumeze și mai mult ca atât, dacă noi vorbim de municipiul Chișinău, mai mult fumează fetele. Fetele? Da. Asta demonstrează statistica. Da, da, da. Deci o să vă uitați pe site-ul Ministerului Educației, este chiar o publicație în acest sens și o să vedeți că chiar statisticile sunt foarte alarmante. Și printre altele, dacă să luăm copiii de la ce vârstă începe să consume vapurile, deci vă asigur că e mult mai devreme decât voi credeți. Deci eu știu copii care în clasa 1 deja au tangenți cu asta. Eu știu copii la 12 ani care de acum sunt dependenți de vapuri la greu. Și evident că asta foarte tare afectează și dezvoltarea psihoemoțională, și dezvoltarea fizică, și reușita școlară, și relaționarea, și multe, 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 multe chestii. Dar iată, foarte mulți dintre tineri aleg să consume aceste vapuri pentru că ele nu sunt atât de nocive. Ce părere aveți despre ele? Să vă spun un fapt. Deci de fiecare dată când merg în școli, dar am o experiență foarte mare în domeniul dat, deci eu citesc lecția antidrog și sunt lector antidrog național. Deci o fac din anul 2015. Deja, uite, de fiecare dată când am întrebat sunt mai periculoase vapurile sau țigările obișnuite, de fiecare dată mi-au răspuns că vapurile sunt mai periculoase. Deci copiii când merg în sala de clasă și îi întreb, ei tot timpul spun că vapurile sunt mai periculoase decât țigările. Întrebarea este de ce ei le consumă. Și aici ceea ce trebuie noi să înțelegem în raport cu vapurile, cât de mult nu s-a promovat că vapurile au fost create pentru ca o fumătură se lase mai ușor de fumat, că asta a fost de fapt o idee care a fost anunțată atunci când producătorii au lansat asta pe piață. De fapt, este un produs direcționat anume spre copii.
Și vă spun de ce. În primul rând, dacă vorbim de cât de ușor este de conspirat un copil care fumează vapuri. Deci foarte greu. În primul rând, nu este miros. Așa e. El nu are brichete, nu are țigarete în buzunare. Asta are un gust așa mai căpșunică, bănănică. Sunt destul de multe arome. Da, una ca arome, gusturi, alta forma care de câte ori am vorbit, părinții nu știu să o identifice. Deci acum chiar copiii mi-au recunoscut că sunt vapuri în formă de SpongeBob, de Mickey Mouse. Deci eu personal, de exemplu, să mă bag în genta copilului să fac acolo o revizie, da, și să văd un SpongeBob, deși eu n-am să mă gândesc că asta e ceva de fumat, sincer. Și plus, mai ales dacă te duci în zona rurală și ei nu au, nu, pentru ei, mă rog, nu este ceva așa foarte care au văzut, au urmărit și evident că copilul are ceva tip radieră, ceva tip marker, ceva tip și părintele nici habar nu are că asta este ceva de fumat. Plus încă disponibilitate, în sens că ei nu neapărat trebuie să iasă cum ieșau înainte la WC-ul în afara școlii sau după școală sau la gunoi, știi? E acum foarte mult și o problemă în școală în care copiii fumează vapuri în WC-ul școlii și se stau acolo practic toată pauza și asta e pur și simplu o problemă enormă acum, practic în fiecare școală. Și mai mult ca atât, deci accesibilitatea asta a vapurilor, de ce e? Că ei pot să fumeze oriunde. Deci sunt cazuri în care fumează la lecții, se pleacă în bancă, au tras vă două fumuri și după asta continuă lecția și nu poți să le faci nimic. Și asta e ceva care pur și simplu e o epidemie, sincer, și dacă cineva a spus că asta este mai puțin periculos, deci eu din contra aș spune că este mult mai periculos prima, că adicția asta, dependența față de vapuri mult mai repede se dezvoltă, plus starea psihoemoțională se distorsionează, adică ei devin mult mai iricibili, dezvoltă anxietate, depresie și foarte des, iată, în momentul în care ei tot caută cu doze de nicotină mai mare și evident că ajung să caute ceva mai complicat. Și încă o problemă în raport cu vapurile, că ele sunt distribuite în școală. Și în școală, în mare parte de elevi este vândut și mai mult ca atât, pe lângă școli sunt magazine specializate care, n-am să dau acum nume, dar sunt chiar în incinta școlii, foarte aproape de școală, se vând vapuri, copiii știu, merg acolo, le achiziționează. Mai mult ca atât, știu cazuri în care copiii comandă pe internet vapuri și vin în partea școlii și le iau, adică până la urmă e catastrofă, sincer, cu vapurile astea. Cum ne luptăm cu acest fenomen? Eu cred că mai degrabă să îi ridicăm din start, adică eu nu visez în stele și nu sunt idealistă, că cred că totul poate să fie rezolvat așa cu o mișcare din deget, dar lucrul ăsta că este promovat foarte tare, da? Și nu se iau măsuri chiar până la urmă când se fumează în cinta școlii, nu se mai complică profesorii sau cineva să depună sesizare la poliție sau să amendeze același părinte pentru că copilul lui fumează în incinta școlii, că asta până la urmă este un loc public. Mai mult ca atât, părinții singuri cumpără vape-uri copiilor și asta tot e catastrofă pentru lucrul ăsta, pentru ar trebui să fie amendat. Plus, foarte mult copiii nu înțeleg, adică chiar mergi și când începi să deschizi niște paranteze ce se întâmplă, deci ei cumva poate conștientizează, dar ceea că asta este la modă chiar este o problemă. Iată, depistarea consumului de vapuri e mai complicat, dar cum depistăm părinții, profesorii, consumul de droguri în rândul adolescenților? Ok, hai să facem diferența că nu tot timpul părinții consideră că alcoolul este drogă. Deci alcoolul tot este o substanță narcotică și printre altele foarte rar când părinții se complică când copilul, de exemplu, vine aghezmuit acasă, să zicem, da? Așa adică e. El cumva nu se complică, mai mult ca atât, deci atunci când vorbim despre alcool foarte des, de sărbători toarnă, hai pentru un șoc, hai că e sărbătoare, hai că mai bine acasă și tot mă pun în gardă chestia asta, chiar avusem așa o experiență, eram într-o școală în Chișinău și era o domnișoară care clasa 8-a, care mi-a spus că, păi bine, dar ce, care e problema? Că mie mama îmi dă voie și îmi toarnă la o masă două pahare de prosecco și eu nici măcar nu mă băt.
Și pentru mine, mie mi-a căzut mandibula, pentru ca să nu ai starea asta de ebrietate de la două pahare de prosecco, asta trebuie să ai experiență în asta. Așa știi? E. Și experiența e destul de vastă. Și iată părinții care cred că ok, lasă să bea cu mine, lasă să bea ceva calitativ, lasă că el e în siguranță, deci foarte des, pe urmă, sunt mega surprinși de ce copilul devine alcoolic. Acum, dacă noi vorbim concret de alcool, în rândul tinerilor, nu e așa de popular, cumva, să zicem, să consume alcool, pentru că sunt anumite idei că chipurile un om care consumă alcool este foarte agresiv, bla, 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 și e mai bine să iei marihuana. Deci dacă ne referim la cânepă, la marihuana, cine și cum o cunoaște, deci copiii sunt foarte interesați de toată povestea asta și tangențial practic toți trec prin ceea că ei încearcă marihuana, pentru că asta e foarte ușor de promovat atunci când copilul, de exemplu, are tangenți cu fumatul sau începe să fumeze. Printre altele, la fumat n-am pomenit și narghileaua asta, care tot așa e mega periculoasă și copiii încep să fumeze narghilea, chiar dacă nu fumează, fumează narghilea și acolo tot sunt niște momente specifice. Dar dacă vorbim iată concret de marihuana, deci prin cei că foarte multe idei că marihuana nu este așa de periculoasă pentru că nu are în urma ei nu este așa dependență, dar un lucru te relaxezi, care, asta aud de la ca și cum, da, te relaxezi și mă rog, una că relaxul ăsta este, dar o chestie care nu se cunoaște că omului care consumă marihuana îi scade foarte tare IQ. Și poate să aibă, de exemplu, să ajungă la schizofrenie. Și foarte des, iată, în urma consumului, chiar și periodic, în sens că nu neapărat în fiecare zi, dar ocazional. Deci sunt care în an, doi, de fumată, ocazional de marihuana, deci el după asta dezvoltă schizofrenie. Dar schizofrenia asta, mă rog, e o chestie care nu așa de ușor pe urmă în terapie o lucrez sau în genere poate să fie așa că să nu mai revii la varianta inițială. Plus, ce ține iarăși de marihuana, noi putem să vorbim că la nivel genetic sunt niște schimbări și fetele după asta vor să aibă copii și vor să aibă copii sănătoși și lucrul ăsta este foarte tare, se pune în pericol. Adică de asta și, mă rog, copiii acum se nasc tot mai bolnavi și mai bolnavi, pentru că noi nu știm tot timpul ce băgăm în noi. Dacă vorbim de alte feluri de substanță, deci acum foarte mult etnobotanicile sunt răspândite și printre altele des sunt și comorile astea prin care ele se distribuie, că nu se distribuie direct, deci canalele astea în Telegram, printre altele. Chiar câteva zile în urmă, eu personal am primit un mesaj în care era promovat drogurile în Telegram. Chiar așa? Da, adică pur și simplu ca spam a venit un mesaj în care mi se oferea 20% reducere pentru prima achiziție. Deci și ei intrând în internet, deci nu neapărat trebuie să intre în darknet să mergi să cumperi ceva, dar peste tot ferestrele astea care ies în Telegram, tot timpul mesaje vin, peste tot unde te duci sunt mesaje, chiar și pe, vă observați, pe clădiri sunt niște denumiri acolo scrise așa cu grafite sau cum, ele practic toate sunt denumiri de canale unde poți să cumperi droguri. Deci sunt niște chestii care e foarte greu de combătut. Dar atunci când noi vorbim despre consumul de droguri, deci atât ce ar trebui să știe părinții, cum noi putem să identificăm dacă copilul începe să consume. Deci primul este un comportament care foarte brusc se schimbă. Deci el era cât de cât, eu îl știam cumva la șabloanele lui de comportament, într-o situație, de exemplu, reacționa într-o formă, acum, deci dacă este radical schimb de comportament, deci aici poate, de exemplu, să fie un semn de întrebare. Alta, să schimbă anturajul, poate să fie, de exemplu, că el până acum comunica cu cineva, acum iarăși a început să comunice cu niște persoane care nu sunt chiar ok, în dependență de cine eu știu, dar se vede că au apărut anume cunoștințe noi care lasă de dorit. Alta poate să fie mirosul corpului.
care se schimbă, iată, printre altele, dacă foarte bine știți mirosul, nu, mă rog, sunteți așa mai tactili, vă mai pupați cu copiii sau cum, să știți că și mirosul din gură tot se schimbă dacă copilul începe a fuma. Chiar dacă fumează vape-uri, cum se schimbă mirosul? Și asta e o chestie, mă rog, clar că poate să fie din mai multe momente, că poate la stomac are ceva, poate are helicobacter sau ce acolo, dar totdeauna iese schimbul ăsta și el se simte. Plus și în camera lui poate, de exemplu, mirosul să fie diferit. Atunci când vorbim despre concrete etnobotanice, deci acolo este un miros așa mai strident și cu siguranță el trebuie să vă pună în gardă. Plus și transpirația cum este, deci poate să fie mai acră, poate să fie mai chimică, poate să fie... Deci iarăși e despre ce e că până acum copilul mirosea într-un fel, acum miroase în alt fel. Deci afară de comportament, deci foarte repede, deci primul indicator care profesorii îl comunică că reușita școlară imediat scade. Deci asta e prima. Chiar și dacă copilul începe fuma vape, el are probleme de concentrație, el are probleme de răbdărică, el are probleme cu reproducerea informației sau reținerea informației și asta foarte tare influențează procesul de studii. Plus încă nu vrea să meargă la școală, începe să chiulească, deci are un comportament deviant, devine mult mai arogant. Plus, ce am putea încă, ca să observăm dacă copilul consumă droguri, deci acum noi vorbeam per general dacă el consumă, dar în momentul în care el de acum, la moment, este în stare de, ebrietate. Deci foarte des este așa o idee că dacă el a consumat droguri, neapărat pupila este mărită. Și aici pot să vă contrazic că nu de la toate drogurile pupila este la fel. Adică dacă, de exemplu, noi vorbim despre etnobotanice sau vorbim despre marihuana, deci pupila este dilatată. Atunci când vorbim despre opioide, de exemplu, heroină sau ceva din grupul ăsta, deci pupila este super mică. Deci este punct. Și indicatorul este mai degrabă dacă ea reacționează la lumină sau nu. Deci dacă pupila e mare și dai cu lumină, de ce nu se contractă? Și invers, dacă, de exemplu, are pupila mică și el vine într-un spațiu mai întuneric, ea nu se dilată. Alta, deci mișcările poate să fie adică poate să fie mișcări mai bruște sau poate să fie mai lente sau poate să fie coordonația nu așa cum trebuie, deci se vede că el cumva nu-și controlează corpul. Poate, de exemplu, să se uite într-un punct sau altul, deci și el se vede dacă ești atent. Dar iată, un lucru care încă n-am menționat, deși atunci când copiii începe să consume droguri, deci poate să fie, de exemplu, și regimul alimentar ceva să se întâmple cu el. Adică copilul poate să mănânce exagerat sau, din contră, să nu aibă poftă de mâncare. Deci aici tot poate să fie încător că el în genere consumă. În orice caz, ideea generală în toată povestea asta că trebuie să ne știm copiii, să știm cum ei funcționează într-o formă normală, adică obișnuită lor. Deci dacă eu, de exemplu, am o comunicare foarte bună, deci eu am să văd schimbările astea și ideea nu intră și ea, că eu trebuie tot timpul să îmblu și să caut... Să fac revizii prin jantă. Da, să fac revizii, dar pur și simplu să poate să am și o discuție, să pot să vorbesc deschis și aici comunicarea eficientă, practic, e și soluția, pentru că atunci când eu am comunicare foarte bună, deci copilul vine și îmi spune că uite copiii din clasa asta, sau uite acolo în gașcă este, sau uite am ieșit de la școală și am văzut X sau Y, sau uite ce se întâmplă, sau uite mie mi s-a propus, sau ceva de tipul ăsta. Și atunci când eu, de exemplu, n-am să intru în dita mai acolo dramatizare, eu am să fiu adecvat în raport cu temele, subiectele astea care se abordează, deci copilul mai degrabă o să vie mie și o să-mi spună că nu este o problemă, decât, de exemplu, el să mimeze că totul e ok și să intrăm în situație în care de acum mai foarte greu de ieșit. Pentru că pericolul care, de exemplu, dacă noi vorbim despre dependență, deci dependența nu este doar fizică, că spun că este sevrajul ăsta sau lomca, cum îi spune în rusă, da? Sevraj asta înseamnă că omul are dureri fizice dacă nu consumă. Și atât foarte des că atunci când vorbim despre dependență, îi spun despre sevrajul ăsta, adică că tu te simți rău fizic. Dar nu vorbesc despre dependența asta psihologică. Atunci când copilul este obișnuit sau în genere matur este obișnuit să-și găsească resortul doar în ceea că el consumă droguri sau plăcerea vieții lui este doar prin aceea că să administreze niște substanțe, aici am dat-o în bară. Pentru că
Statistic vorbind, deci din toți care au început să consume și au dependența asta psihologică, da, numai 3-4 pot să se recupereze din 100. Deci 3-4 din 100. Deci asta noi nu vorbim cu 80, noi nu vorbim de 90. Noi vorbim despre, chiar dacă merge la terapie, chiar dacă merge în comunități, chiar dacă el poate să intre într-o perioadă de remisie, dar revine. Și dacă să vorbim așa, că hai să ne jucăm puțin și să vedem cum asta să fie, deci pericolele sunt foarte mari, mai mult ca atât. Deci atâția dependenți foarte des le spun copiilor, nimeni niciodată nu poate să spună ție câte ore ai spus tu consum și ai să fie în siguranță. Uh-huh. Pentru că, și evident, nu putem să spunem că fiecare drog odată l-ai consumat și ai murit. Deci că e real și aceeași țigaretă, dar tot este substanță narcotică, adică nicotina aceea, și omul consumă și el nu moare din primă. Adică el, mă rog, sănătatea îi se duce și o să spunem minciuni, dar dacă, de exemplu, îi explicăm că, uite, fiecare om are specificul corpului lui, specific psihologic și sunt mulți factori care pot să deie dependența mai repede sau mai puțin, dar tu poți să afli asta numai post-factum. În sens că nimeni niciodată nu o să spună că uite, hai încă o dată și gata, sau hai încă nu știu ce acolo. Și oamenii depistează că ei sunt dependenți de droguri numai în momentul în care încetează să consume. Uh-huh. Ori că asta sunt circumstanțe în care nu mai pot să consume. Printre altele, săptămâna asta am fost la Ruska, la penitenciarul de la Ruska. Și tot era o activitate care ținea de consumul de droguri și cum putem mai ușor să ieșim din consum de droguri. Și doamnele, și evident, au ajuns în penitenciar, acolo nu mai este consum de droguri. Și în momentul acela, deci foarte multe din ele au văzut în ce măsură problema asta persistă în viața lor. Adică ce e asta când tu nu ai acces. Și asta este deja târziu, când tu înțelegi că ești dependent. Să te joci cu lucrurile astea nu e cazul. Să lași așa când tu vezi că e ok, el acolo consumă, dar nu, e ceva superficial și nu trebuie să luăm măsuri. Deci asta tot, noi singuri pe noi ne amăgim. Dar trebuie să recunoaștem că foarte multe dintre aceste vicii se formează încă din școală și din anturajul pe care îl avem alături de noi. Cum poate fi implicată școala în combaterea și prevenirea consumului de droguri și a fumatorilor? Am să fac o referință când am pomenit, deci dacă noi vorbim statistic când cel mai mulți consumă droguri, deci perioada în care copiii încep, deci asta e 14-18 ani și marea majoritate de oameni consumatori au început în perioada asta. Deci asta noi trebuie pur și simplu să înțelegem. Dacă vorbim despre comunitatea școlară, deci producătorii sau ăștia care comercializează droguri, deci ei sunt focusați pe, ei știu cine mai degrabă o să consume droguri, că ei, mă rog, sunt rebeli, că sunt tineri, că vor să pară în top, că bla bla bla, și e mult mai ușor să promovezi și să vinzi acolo, deci ei peste tot sunt prin preajma școlii. Ei știu victimele. Păi, una că știu victimele, dar aici mai degrabă este un aspect psihologic. Pentru că și eu, de exemplu, am un spirit de observație foarte mare, da, ce sunt de relaționare. Deci eu pe om îl văd și îi văd butonașele. De exemplu, eu văd o domnișoară care poate e mai timidă, care poate ar vrea să slăbească, poate că nu se simte prea fericită, poate că nu a... bla bla bla. Și atât eu, ținând cont de butonașele care le are, eu am să spun că tu ai slăbești, că se simți bine, bla, bla, bla. Și el aude ceea ce de fapt ar vrea să audă sau aș vrea să rezolve și îl face mult mai ușor să accepte lucrurile astea. Și atât aici, dacă noi vorbim de cum am putea, de exemplu, lucrul ăsta să-l combatem, deci asta e una despre ceea că chiar și comorile astea care sunt prin preajma școlii, deci cu siguranță tot e o chestie care e verificată în timp și vorbesc cu copiii, ei știu cam pe unde stau comorile astea, ei după lecții se duc și le caut pentru că ei știu unde sunt. Și asta ține de ceea că cumva administrația școlii împreună cu poliția, împreună cu părinții ar trebuie foarte repede să depună sesizări în raport cu asta. Deci să nu tolereze absolut nimic, pentru că foarte des sunt copii care, ok, eu știu copii care stau în arest la domiciliu, pentru că încă nu au majoratul și nu pot să aplice legea în direcția lor, dar care distribuie, de exemplu, la elevi. Și atunci aici, dacă noi, de exemplu, nu să fim destul de duri pentru ca să spunem lucrurilor, pentru că școala foarte des mimează problema asta. Și exact.
Nu toate școlile sunt deschise spre activitățile astea, deci au fost școli care au pus foarte mare reticență în momentul în care noi am încercat să intrăm. Uh-huh. Deci s-au găsit pârghii, dita mai pârghii ca să pot să intre acolo, pentru că real sunt școli care problema... Haideți să vă dau așa un exemplu, deci eu știu concret o școală în Chișinău, n-am să dau nume, uh-huh. că nu e corect, dar în fiecare clasă, începând cu clasa 7, 1-2 narcomani sunt. Îngrijorător. Da, și mai mult ca atât, recidive în care se taie de la droguri pe lângă școală. Și asta e o chestie care, și asta e o școală care foarte mult s-a opus ca lecțiile astea antidrog și mare majoritate n-au fost acolo experți sau lectori care să povestească despre asta. Și n-ați ajuns nici dumneavoastră? Nu, eu am ajuns. Ați ajuns. Am ajuns, dar anume în momentul acela în care ceva acolo a intervenit de tămâi și uh-huh. a ieșit și în public și în media și iată atunci. Și dacă noi vorbim de cât e de, când ar trebui să începem să vorbim despre asta, trebuie să vorbim timpuriu. Deci dacă noi vorbim iată clasa 5-6, de acum despre fumat, cu siguranță trebuie să vorbim. Clasa 6-7, de acum să vorbim și despre energizante, și despre alcool, și despre fumat, vapor, asta categoric. Deci atunci când vorbim de clasa 7, de acum ei știu o mulțime de droguri. Și discuțiile astea, practic, trebuie duse permanent. În sens că nu am vorbit odată și atât și aici ține de forma în care noi o facem, pentru că dacă noi începem să citim predici, asta nu funcționează. Dacă noi începem să arătăm imagini de groază, tip care sunt pe țigarete sau, mă rog, acolo se fac spoturi sociale în care cad dinții sau bla bla bla, deci asta nu impresionează. Da, deci trebuie să vorbești, să fii real și să spui fapte, să nu preamărești lucrurile, să fii deschis, să răspunzi la întrebări în acest sens, chiar și mai usurătoare, să zicem pe mine. Permanent mă întreabă dacă eu singur consum, dacă eu singur fumez, dacă eu am băut sau nu am băut, dar tinerețea mea cum a fost, știi? Și până la urmă, nu știu, mai sunt copii cu minte sau adolescenți cu minte, eu n-am fost un copil cu minte și n-am fost un adolescent din asta domestic și sfânt. Am călcat prin bocne până în gâșoleacă, știi? Și poate și de asta și citesc lecția asta antidrog, pentru că înțeleg care e faza. Și atunci când tu ești real, deci tu poți să fii și convingător. Și sincer, când merg în școlile astea, eu nu-mi pun ca scop ca nimeni să nu consume, pentru că asta e un scop ireal. Uh-huh. Pe mine mă interesează că ei măcar să înceapă să judece, să-și dea întrebări. Dar de ce cineva îi propune? Cred că și urmărește scopul financiar sau el singur consumă și el trebuie cumva asta în fața mea să argumenteze, pentru că nimeni nu o să spui direct că el e prost, corect? Așa. Deci el o să spună că eu sunt șmecher, că eu pot să lepăd oricând și bla bla bla. Și atunci când gândirea asta critică este cumva activată și el începe să gândească la ce e, că păi, dar poate nu e adevărat ceea ce îmi spune, dar poate le preamărește, dar poate chiar nu faci consum. Și dacă eu pot, de exemplu, semnul ăsta de întrebare să-l pun, deci ei au șansă. Dar și până la urmă, deci nu trebuie să ne apucăm să vorbim despre asta dacă nu cunoaștem. Și iată, în sensul dat, școlile nu sunt pregătite pentru asta. Părinții nu sunt pregătiți pentru asta dacă ei nu au avut tangență cu drogurile. De aceea vă recomand, sunt o mulțime de organizații care sunt gata să intre în școală cu subiectele date și să vorbească așa cum trebuie, ca la carte, despre droguri, ca cumva să micșorăm rata în care copiii se implică în toată povestea asta. Doamna Zinaida, noi vă mulțumim tare mult. Sunt sigură că ați adus informații valoroase și sfaturi utile pentru părinți și profesori care ne-au urmărit în această dimineață. Vă mulțumim și cu astfel de sfaturi utile vă mai așteptăm aici la Tezaur TV, pentru că sunt subiecte care merită a fi discutate și aduse publicului. Da, mersi mult și revin neapărat cu mare drag.